Săptămâna mare. O înșiruire de evenimente dramatice și dense ca și învățătură. Domnul Iisus Hristos își pregătea ucenicii pentru marele eveniment. Moartea lui Dumnezeu pentru păcatul omului. Ioan 12, de la 20 la 26. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și i-au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Iată un alt eveniment ce a avut loc în Săptămâna Mare. Cererea grecilor veniți la Ierusalim să se închine era una foarte clară. Cu siguranță auziseră despre Iisus și acum voiau să-L și vadă. Așa își încep dialogul. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Au ajuns până la urmă acești greci să-L vadă pe Iisus? Foarte probabil. Poate că nu așa cum au crezut ei că îl vor vedea. Un soi de intrare în audiență. Ei l-au văzut pe Iisus pe un deal, înălțat pe o cruce. Grecii veniseră la praznic și cu greu ar fi putut scăpa evenimentul crucificării. Mai ales datorită faptului că căutau să-l vadă pe Iisus. S-a arătat Iisus înaintea lor? Da, a făcut-o, dar într-un mod mult mai semnificativ decât o întâlnire protocolară. Cum anume? Cum s-a arătat Iisus lor? La auzul cererii lor, Iisus le răspunde în versetul 23. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adică, în felul acesta trebuie să fiu văzut eu, zice Domnul Iisus, murind și înviind. În felul acesta trebuie să mă vedeți ca să vă folosească la ceva. Adevărat, adevărat vă spun, continuă Iisus, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Interesant răspunsul Domnului Iisus. În alte cuvinte, răspunde așa: Vreți să mă vedeți? Uitați-vă la mine, murind, pentru a rezolva păcatul vostru. Doar așa vă folosește cu adevărat să mă vedeți. Trebuie să mă vedeți murind pe cruce, ca să mă vedeți cu adevărat, ca să vă folosească priveliștea. Drumul spre slavă trece prin moarte. Vreți să mă vedeți? Voi fi înălțat pe o cruce și toată lumea mă va vedea. Chiar și noi astăzi îl putem vedea prin intermediul descrierilor sfinte. O serie de fotografii, fotografiile de la cruce, în care s-ar putea să apărăm și noi. Când vorbim despre fotografii, știm că fiecare fotografie are povestea ei. Fotografia este o reprezentare bidimensională a unei realități fizice. Ea surprinde pe un suport de hârtie sau un suport electronic un moment al unei realități ce a avut loc cândva. La cruce, metaforic vorbind, s-au făcut câteva fotografii, fiecare cu povestea ei. Dacă ne uităm atent la aceste fotografii, oare nu cumva ne vom vedea și fețele noastre printre ele? S-ar prea putea. Haideți să le luăm pe rând aceste câteva fotografii de la cruce și să ne căutăm fața noastră acolo. Prima fotografie din expoziția de la cruce ar putea fi intitulată Silit la cruce. În prim plan
apare Simon din Cirena. Pe când ieșeau afară din cetate, ne spune Matei, au întâlnit pe un om din Cirena numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. O fotografie, un close-up. Doar 31 de cuvinte despre acest om silit să ducă crucea. Este el oare singur în această fotografie? Mă îndoiesc. Unii dintre telespectatorii noștri pot fi niște Simoni din Cirena, aduși cu sila la cruce. Oare nu cumva, dacă te uiți cu atenție, oare nu cumva îți vezi și tu fața în această fotografie? Forțat la cruce de familie, de șeful de la serviciu? Convins de prietenul sau de prietena ta? Silit de poziția pe care o ai în comunitate, pe care o deții în comunitate? Silit de sărbătoare? Așa se face, trebuie să fiu și eu acolo. Dintre toate fotografiile de la cruce, Simon este cel mai aproape de ea, dar neschimbat de ea. Bârna transversală este chiar pe umărul lui, dar nu lasă alte urme decât probabil o vânătaie. Învățătura fotografiei? Poți atinge crucea, dar să nu te lași atins de ea. Poți purta crucea, dar să nu te lași purtat de ea. A doua fotografie, bocind la cruce. Un grup de femei în prim plan. În relatarea lui Luca, capitolul 23. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus s-a întors spre ele și a zis, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Oameni impresionați de chinul și durerea ce avea de suportat Iisus. Cu siguranță Iisus nu era o priveliște plăcută. Mila resimțită era ceva normal și poate chiar demnă de apreciat. Și totuși, Domnul Iisus se întoarce spre ele și le îndreaptă atenția și mila spre propria lor situație. Nu Domnul Iisus avea nevoie de plânsul și mila lor, ci dimpotrivă, femeile aveau nevoie de crucea lui. Ele și copiii lor ca să scape de vremurile de pedeapsă ce aveau să vină. Oare nu cumva ne deosebim și noi fața în această fotografie? Cel puțin unii dintre noi. În fiecare an de Paște ne amintim, ne tânguim, ne stimulăm sentimentele de milă prin filme, cărți, predici, procesiuni ale crucii, prin autoflagelări, prin răstigniri și apoi gata. Ne-am făcut datoria religioasă, putem reveni la viața noastră. Învățătura din această fotografie? Te poți boci la cruce fără să-ți plângi păcatul. Te poți chiar crucifica, mutila, fără să-ți folosească la nimic. Sunt absolut uimit să văd procesiuni de răstignire, mai ales în insulele Filipine. Este o modă. În jurul sărbătorilor de Paște, o mulțime de oameni se crucifică în mod fizic pentru a-și arăta dedicarea, pentru a simți un soi de intimitate cu Dumnezeu, spun ei. Putem vedea aceste crucificări pe internet. Sunt o mulțime și sunt îngrozitoare. Crucificarea Domnului Iisus nu constituie un model literal de urmat. Este trist să vezi la ce s-a ajuns în creștinism. Nimeni nu-ți cere așa ceva. Dumnezeu nu are nevoie de supliciile noastre fizice. Ele nu dovedesc nimic. Ele nu te fac mai sfânt în niciun fel și nici nu te aduc mai aproape de Dumnezeu. Masochismul ca și mod de închinare nu-L impresionează pe Dumnezeu. Mai degrabă îl oripilează. Aduceți-vă aminte de poruncile lui Dumnezeu pentru poporul său. Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort. Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul.
În alte cuvinte, să nu vă arătați durerea pentru cineva drag, automutilându-vă. Ca să ne manifestăm iubirea de Hristos, nu avem nevoie de a ne autoproduce durere fizică. Maximum de penitență fizică îngăduită de Scripturi este postul. Dumnezeul nostru nu este un sadic care privește cu plăcere torturile la care ne expunem de dragul Lui. Ascultarea face mai mult decât jertfele. În plus, implicațiile jertfei Domnului Iisus nu sunt de natură fizică. Nu avem nevoie de a urma literal traseul crucificării. Implicațiile sunt de natură spirituală. Bocirea și chiar mutilarea la cruce este neproductivă. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, spune Ioel, capitolul 2. Îți vezi fața în această fotografie? Dacă este să trecem la a treia fotografie, am putea o intitula Disprețuitori la cruce. Poporul, mai mari norodului, ostașii și tâlharii. Un grup de oameni. Soldații, în zelul lor, trec mult peste poruncita bătaie cu nuiele. Îl îmbracă într-o haină stacojie, cui pun cunună de spin pe cap, o trestie în mână, îngenunchează, îl scuipă și îl bat cu trestia în cap. Au trecut mult peste ceea ce li se poruncise. Disprețuitor la cruce. Poporul, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine însuți, neștiind că el nu voia să se scape pe sine, tocmai ca să ne scape pe noi. Nu le putea avea pe amândouă, fie se scăpa pe sine, fie ne scăpa pe noi. Lângă ei se desfășura cel mai mare eveniment al istoriei omenirii. Dumnezeu murea lângă ei, iar ei, orbiți, batjocoreau ceea ce se făcea pentru ei. Îți vezi fața în această fotografie? Între cei sceptici sau disprețuitori cu privire la persoana Domnului Iisus? Sau între oamenii religioși preocupați doar de ritualurile sfinte? Învățătura acestei fotografii ar putea suna așa: aproape de cruce, dar departe de Hristos. Aproape de lemn, dar departe de sânge. Oare te regăsești în această fotografie? Fotografia a patra. Învățat la cruce. Trei femei și un bărbat. Maria Magdalena, Salome, Maria mama Domnului Iisus și Ioan. Ce-o fi fost în mintea și inima acestora acolo, în fața crucii? Fiecare putea privi la eveniment prin prisma experienței personale. De fapt, fiecare dintre noi privim la jertfa Domnului Iisus prin propria noastră experiență. Maria Magdalena, pentru ea crucea era un loc al răscumpărării. În Luca 8, versetul 2, se spune că Maria Magdalena a fost eliberată de 7 demoni care o stăpâneau. Maria Magdalena fusese eliberată de sub puterea satanei, adusă din întuneric la lumină, a primit iertarea de păcate. Ea știa mai bine decât oricine ce înseamnă să fii răscumpărată. Pentru Maria Magdalena ea învăța lecția răscumpărării. Răscumpărarea, chiar dacă nu te costă pe tine, nu înseamnă că nu este costisitoare. Aceasta este învățătura Mariei Magdalena din această fotografie. Salome. Pentru Salome, crucea era un loc al mustrării. Mama fiilor lui Zebedei, Iacov și al lui Ioan, nu de mult îi ceruse Domnului Iisus niște lucruri prostești. Acum întâmplarea căpăta alte valențe. În contextul anunțării morții sale, mama fiilor lui Zebedee s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei, i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și adă unul la dreapta și altul la stânga. Drept răspuns, Domnul Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Nu știa ce ceruse.
acolo, probabil că pricepea altfel răspunsul Domnului Iisus. Acum dorințele și cerințele ei își arătau adevărata față. Învăța. Pentru ea, crucea era un loc al mustrării. Nu știa ce ceruse. Învățătura extrasă de Salome? Nu poți purta crucea slavei fără să bei și paharul suferinței. Maria, mama Domnului Iisus, pentru ea crucea era un loc al mângâierii. Maria stătea în fața crucii, își vedea fiul murind, chinuit. Cred că în mintea ei cuvintele lui Simeon sunau cu putere. Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Maria, mama Domnului Iisus, acum învăța, acum înțelegea la ce se referise Simeon. Și în fața inimii ei sfâșiate, Domnul Iisus o mângâie, o dă în grijă altcuiva, nu o lasă singură. Ioan? Pentru Ioan, crucea era un loc al responsabilității. Ioan, în fața crucii, era un om restaurat deja. După ce se lepădase de Iisus ca toți ceilalți, acum era acolo, la cruce. Acum nu-i mai era rușine. Acum îi era aproape, învățase lecția și pentru că o învățase, Domnul Iisus îi acordă încredere. Ai grijă de mama mea, fă-o mama ta. Domnul Iisus îi încredințează o responsabilitate onorabilă și el o primește imediat. Învățătura lui Ioan? Dumnezeu nu te ține la colț după ce îți arăți părerea de rău, ci te cheamă la slujire. Fotografia aceasta a patra. Am văzut portrete în prim plan. Dar în planul al doilea ai putea fi și tu. Ce ai de învățat azi de la cruce, privindu-L pe Iisus crucificat? Fotografia numărul 5. Transformat la cruce. Un tâlhar, centurionul, Iosif din Arimatea și Nicodim. Unul dintre tâlhari. Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ne relatează Luca 23. Dar mare atenție! Un astfel de exemplu nu este unul normativ. În Noul Testament apare un singur caz de pocăință pe patul morții, tâlharul de pe cruce. Unul singur, ca nimeni să nu dispere. Unul și doar unul, ca nimeni să nu profite. Unul dintre tâlhari a fost transformat la cruce, în ultimul moment. Nu profita de exemplul lui. Un singur exemplu de pocăință pe patul morții, pentru ca nimeni să nu dispere. Se poate și așa, dar unul și doar unul, pentru ca nimeni să nu profite. Centurionul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Omul fără prejudecăți, care se uită la fapte și trage concluzii. Aproape de cruce și transformat de ea. Iosif din Arimatea și Nicodim. După aceea, ne spune textul Scripturii, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit la el și a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Iosif și Nicodim au ieșit la lumină. Au fost mai mulți cei care credeau în el, dar se ascundeau de frica iudeilor, ne spune Ioan, căci a iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.
Poate îți vezi fața în fotografia aceasta, a celor transformați la cruce. Poate ești plin de păcate și meriți toată pedeapsa. Poate analizezi faptele de ceva vreme, dar încă nu ai făcut clicul acela. Poate iubești mai mult aprecierea oamenilor decât aprecierea lui Dumnezeu. Ce se găsește în inima ta vis-a-vis de El? Fața ta se află în mulțimea de acolo? Unde o găsești? În ce zonă de reacție? 5 fotografii în care s-ar prea putea să-ți vezi fața. Dar mai este încă un lucru despre fotografii pe care nu l-am spus încă. Fotografia este o imagine înghețată a trecutului. Imediat cum ai făcut fotografia, deja este înghețarea unui moment trecut, este istorie. Din fericire, secunda următoare poate constitui o altă poveste. Fotografia ta următoare poate fi alta. Dacă cumva ți-ai văzut fața într-una din fotografiile de mai înainte și nu ai fost mulțumit de categoria ei, azi mai ai șansa ca prezentul să-ți schimbe locul, ca noua fotografie din anul acesta să te așeze într-o altă categorie. Acesta este adevărul pe care Iisus încearcă să-l transmită grecilor și ucenicilor de atunci și nouă astăzi. Vreți să mă vedeți cu adevărat? În primul rând, trebuie să mă vedeți ca fiind mielul care ridică păcatul lumii. Atunci vă este de folos. În al doilea rând, a mă vedea într-un mod folositor presupune și pentru noi un drum de străbătut, unul greu pe alocuri, dar glorios la final. Pentru că drumul slavei trece prin moarte, moarte față de noi înșine. Și de aceea Domnul Iisus continuă în răspunsul lui dat lui Andrei și Filip. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Un drum greu pe alocuri, dar glorios la final. Dacă ne focalizăm doar pe partea grea, ne putem pierde motivația de a merge mai înainte. Dacă ne focalizăm doar pe partea glorioasă, riscăm să minimalizăm sacrificiul ce l-avem de făcut. De aceea Domnul Iisus le pune împreună în această afirmație a Lui. Partea grea, Iisus ne cheamă să murim. Dacă greuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, partea grea, partea glorioasă. Moartea nu este în zadar, are un sens, aduce roadă. Dacă moare, aduce multă roadă, spune Iisus. Versetul 25, partea grea. Iisus ne cheamă să ne urâm viețile în lumea aceasta. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta, partea grea, partea glorioasă, vom câștiga viața veșnică, o va păstra pentru viața veșnică, continuă El. Versetul 26, prima parte, partea grea. Iisus ne cheamă să-L urmăm în drumul Său spre Calvar, care duce la moarte. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, partea glorioasă, vom fi cu El. Și acolo unde sunt eu, va fi și slujitorul meu. Versetul 26, partea a doua, partea grea. Iisus ne cheamă să-L slujim. Dacă îmi slujește cineva, aceasta este partea grea, partea glorioasă, va fi cinstit de Tatăl. Tatăl îl va cinsti. Este greu, dar glorios. E nevoie de niște renunțări. De fapt, în viață, de multe ori suntem gata să renunțăm la multe de dragul lucrurilor pe care le iubim. Poziția dorită își cere prețul. Poziția de copil al lui Dumnezeu își cere prețul la rândul ei. În viață încă mai suntem gata să sacrificăm pentru lucrurile care ne sunt dragi. Ești gata de sacrificiu pentru Iisus? Vrei să-L vezi pe Iisus? Încă se mai poate. După ce îl vezi ca fiind mielul care ridică păcatul lumii, trebuie să mor față de tine însuți. Pentru că fără sacrificiu nu există roadă. Fără priorități puse în ordine, nu poți primi viața veșnică. Trebuie să-L urmezi pe Iisus până la capăt. Altfel, nu-i ne putem alătura acolo unde este El.
și trebuie să-i slujești, altfel nu vom fi cinstiți de Dumnezeu. Fie că ne place, fie că nu, drumul slavei trece prin moarte.